În seara zilei de 28 iunie, în jurul orei 21:40 de minute, la Sagna, pe drumul comunal DC65, un tânăr aflat la volanul unui autoturism a accidentat un pieton care se deplasa pe axul drumului, rănindu-l. În ziua de 28 iunie, în jurul orelor 21:40, pe drumul comunal 65, pe raza comunei Sagna, s-a produs un accident, din care a rezultat rănirea unei persoane. Din primele cercetări, se pare că în timp ce un bărbat de 21 de ani din comuna Sagna conducea un autoturism pe drumul comunal 65, a surprins și a accidentat ușor un pieton care se deplasa pe lângă o bicicletă pe axul drumului. Imprudentul conducător auto este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă, urmând a suporta rigorile legii.